Având în vedere manifestările din întreaga țară, atât în ceea ce privește soarta câinilor maidanezi, dar și în ceea ce privește situația din Roșia Montană, jandarmeria română este pe poziții. La fel se întâmplă și în orașul nostru. Jandarmeria este una dintre instituțiile statului care acționează pentru garantarea acestui drept constituțional și are atribuții principale în ceea ce privește asigurarea măsurilor de ordine și siguranță pe timpul manifestărilor publice care implică aglomerări mari de persoane. La nivel județean, această responsabilitate revine Jandarmeriei Alba și pentru prevenirea unor disfuncționalități sau incidente, instituția reamintește câteva prevederi legale care trebuie respectate pe timpul organizării și desfășurării adunărilor publice. În primul rând, adunările publice trebuie să se desfășoare în mod pașnic și civilizat. Organizarea și desfășurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropierea gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităților economice cu instalații, utilaje sau mașini cu grad ridicat de pericol în exploatare. Pentru organizarea unei adunări publice este necesar avizul din partea primarului unității administrativ-teritoriale în care se desfășoară. În cazul în care adunările publice își pierd caracterul pașnic și civilizat, trupele de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbură grav ordinea și liniștea publică, pun în pericol viața, integritatea corporală a cetățenilor sau trupelor de ordine sau amenință cu devastări ori distrugeri de clădiri ori alte bunuri de interes public sau privat. Intervenția în forță va fi aprobată de prefect sau de înlocuitorul acestuia. La solicitarea comandantului forțelor de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică. Aprobarea intervenției în forță nu este necesară în cazul în care asupra forțelor de ordine se exercită violențe care pun în pericol iminent viața, integritatea corporală sau sănătatea acestora, ori a altor persoane, sau când există indicii temeinice că participanții pregătesc sau au comis o faptă ilegală. Folosirea forței se face numai după avertizarea și somarea participanților de a se dispersa de către ofițerul de jandarmi desemnat ca șef al dispozitivului de ordine. Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziție participanților un timp corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora și căile de afluire. Avertizarea și somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercită violențe, ori acestea se află într-un pericol iminent. Avertizarea constă în folosirea de semnale sonore sau luminoase și atragerea atenției participanților prin mijloace de amplificare sonoră asupra necesității dispersării și respectării legii. Dacă veți participa la astfel de adunări publice, ar fi bine să știți și că portul de arme sau orice fel de materiale periculoase se pedepsește prin lege. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani introducerea sau portul de către persoanele participante la adunările publice a armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, substanțelor irritante lacrimogene sau cu efect paralizant, ori a altor asemenea materiale, substanțe sau obiecte. De asemenea, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie infracțiune mai gravă, opunerea cu violență față de organizatori, împuterniciții acestora sau față de forțele de ordine, ori împiedicarea acestora de a -și exercita atribuțiile legale privind asigurarea ordinii în desfășurarea adunărilor publice.